Abandonat de părinți încă din primele zile de viață, Rafael Varga a fost adoptat cu lacrimi în ochi și cu ropote de aplauze de către o țară întreagă. Rafael a participat la concursul X Factor, unde a primit 3 de dat din partea juraților Ștefan Bănică Junior, Delia Matache și Horia Brenciu. Mai mult, Ștefan Bănică Junior a rămas profund impresionat de povestea sătmăreanului. Salut, salut! Ce faci, domnule? Nu pot să cred că mă văd. Hai mă, Rafaelo, mă! Rafaelo! Dă-i! Hai! Rafael este sprijinit financiar și a fost însoțit la București de către directorul adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, Eugenia Ardelean, și de către președintele Organizației Municipale de Femei a PSD Satu Mare, Manuela Rogoz. Sătmăreanul Rafael Varga, în vârstă de 16 ani, a participat la concursul X Factor și a reușit o prestație de excepție. O țară întreagă a rămas profund impresionată de povestea lui Rafael, care a fost abandonat în primele zile de viață de către mama sa, care avea atunci 14 ani, și de către tatăl său, care avea la acea dată 18 ani. Chiar dacă statul a încercat să reunească familia, rugând-o pe mama naturală să-l ia înapoi pe Rafael, aceasta l-a abandonat într-un coș de gunoi, s-a destăinuit cu lacrimi în ochi, Rafael. După ce m-am născut mama mea, când am fost acolo, în spital, la 3 zile am înțeles că m-a abandonat. A fugit din spital. Așa știu, că n-a vrut să mă ia. Adică nu i-a trebuit. Păi m-a făcut la 14 ani. Și tatăl meu am înțeles că avea 18 ani. A fost, cred că, o joacă pentru ei. M-a lăsat în spital. După care, normal, asistenții și doctorii încearcă să dea copilul la familie înapoi. M-a luat și am înțeles că m-a aruncat într-un coș de gunoi. Altcineva zice că m-a lăsat într-o șură. Acum, eu ce să zic? Mi-aș fi dorit să-l cunosc pe tatăl meu, pentru că tot timpul m-am întrebat cum e să ai un tată. Să mă strângă în brațe, să-mi zică, fiule, ai vreo problemă? Sau, știi, așa, să simt că cuiva îi pasă de mine. Rafael a cântat două piese, respectiv Ostea, a celor de la Deep Central, și piesa Cum am ajuns să te iubesc, a lui Ștefan Bănică. Cu un public ridicat în picioare și printre ropote de aplauze, o țară întreagă cu lacrimi în ochi, Rafael Varga a primit 3 de da și va merge mai departe în concursul X Factor. Odată orfan, Rafael a ajuns să aibă acum o familie cu milioane de frați și surori.